Tare. Numele meu este Daniel Tănase și îți spun bine ai venit la episodul cu numărul 5 din emisiunea State of the Wallet. L-ai văzut pe celelalte? Dacă nu, te rog abonează-te la canalul de YouTube, sau urmărește-mă pe Facebook, sau urmărește-mă pe danieltanase.com și cu siguranță le vei găsi pe toate. În fiecare vineri apare câte un nou episod din această emisiune în care mi-am propus să duc educația financiară la următorul nivel și să vă ofer cât mai multe informații Astăzi voi aborda un subiect oarecum controversat. Multă lume nu îl înțelege, multă lume îl crede, în același timp cumva nu și îl poate imagina. Astăzi vom vorbi despre faptul că banii sunt energie și îți voi și demonstra cumva acest lucru. Ai răbdare? Imediat revenim. În episodul trecut povesteam de circuitul banilor, că un angajat primește banii în contul bancar de la angajator printr-un transfer electronic, după aceea se duce și dă cu cardul mai departe pe la uh, diversi uh, comercianți pentru achiziționare de bunuri și servicii și cumva se face un transfer electronic. Da, ai văzut când te duci și dai cu cardul la, uh, la POS la, sau la sistemele de, de citire a, a cardurilor? E cumva o rază laser, nu care citește. E, raza aceea laser este o rază de lumină, corect? Bun. Savanții, de obicei, asociază lumina ca fiind ceva, două lucruri, știi? Ori este o particulă, ori este o undă. Poate dansăm puțin, <laughs> nu glumesc. La fel am putea face și cu banii, da? Banii pot fi asociați tot ca, ca două chestiuni. Una poate fi un lucru, când este o, nu știu, o bagnotă, am găsit una de un leu, când este o bagnotă, când este un voucher, când este ceva efectiv fizic, și partea a doua, când este un, un credit care provine din circuitul bancar, din modul în care sunt pute la dispoziție lucrurile către noi. Și ca să fiu um, foarte practic, haideți să luăm exemplu unei uh, companii, unei firme, da? Bun. Ce face o firmă? O firmă vinde ceva, produse, bunuri, servicii, pe care primește bani, da? Acele produse, bunuri sau servicii la un moment dat au costat și ele ceva, da? Firma aceasta are și ea furnizori. Pe care îi plătește, da? Deci, cumva, ceea ce vinde, produsele sau bunurile sau serviciile pe care le vinde, plătesc alte bunuri sau servicii sau produse pe care compania le achiziționează. Corect? E. În momentul în care din companie pleacă bani, înseamnă că se transferă acei bani credit de care vorbeam către furnizorii de servicii și produse ai companiei. Corect? Deci creditul pleacă de la... Da? Și este un credit furnizor. Atunci când se întoarce, practic compania încasează banii de la clienți și este ca un credit client. Da? În engleză se cheamă account payable și account receivable. Da? Nu are importanță, nu vreau să, să intrăm în foarte multe detalii de genul ăsta. Ce se întâmplă pe parcursul unei luni? Totul fluctuează. Da? Și uite, am desenat aici pentru tine acest grafic să numim. Te rog să nu te super pe mine dacă nu desenez foarte, foarte bine. Banii sunt energie. Avem uh, o axă în, uh, pe orizontală, este axa timpului, iar pe verticală, deasupra axei timpului și deasupra uh, nivelului 0, avem pozitiv, adică atunci când compania vinde ceva, și negativ atunci când compania uh, consumă ceva, achiziționează ceva, corect? Bun. Pe parcursul unei luni de zile, unui an, cum vrei tu să numești, nu are importanță ca și perioadă de, de timp uh, la care ne referim pe acest grafic. Totul este fluctuant. Atunci când vinzi și încasezi, ești cumva peste nivelul 0, după aia poți să cumperi, să cumperi, să cumperi, poți să treci de sub, poți să scazi și mai mult, poți să urci un pic, dar nu treci peste 0 înapoi, după aceea poți să urci mai mult brusc și să treci foarte mult peste 0 și așa mai departe. Ce am spus mai devreme? Că savanții spun că lumina poate să fie o particulă sau o undă. Corect? Atunci dacă este o undă, cum ți se pare că este acest grafic? Este ca o undă? Este. Sunt bani energie? Sunt. Probabil nu foarte multă lume s-a gândit la o astfel de comparație. Mă spun că, într-adevăr, noi suntem energie, universul este energie, noi cu toții suntem energie în mișcare. Ei bine, și banii sunt tot o energie în mișcare. Și acest lucru evidențiază foarte clar Aspectul că banii sunt energie. Fie că pleacă de la noi, fie că vine din Univers, energia aceasta circulă, circulă, circulă și este mereu în sus și în jos, în sus și în jos, în sus și în jos. Și acum, dacă banii sunt energie, energia noastră pe care o punem în circuit și în relația cu banii ne determină modul în care ne gestionăm banii, modul în care ne alocăm banii, modul în care cheltuim banii, sau modul în care producem bani? Pe toate. Răspunsul este pe toate. Banii sunt energie și în momentul în care înțelegem acest aspect, înțelegem că trebuie să ne schimbăm relația pe care o avem cu ei. Este bine să aflăm cât mai multe detalii, este bine să ne însușim metode de gestionare a lor, este bine să acționăm inteligent atunci când le dăm drumul din buzunarul nostru și este momentul să începem să-i respectăm așa cum se convine și să fim Recunoscători, așa cum îmi place mie să spun, dar este perfect adevărat nu doar că îmi place, ci înțeleg foarte clar acest aspect și îl aplic în viața mea și îmi doresc ca și tu să-l aplici, începe prin a fi recunoscător și mulțumește pentru cât ai acum. Pentru că energia banilor este ceva ce se acumulează. Lor le place să se mulțească, lor le place uh, să vină acolo unde există respect, există un sistem de administrare și așa mai departe. Ține minte și. Te rog, fii atent la ce energie pui în circuitul banilor. Nu uita, banii sunt energie și pentru că eu acum sunt plin de energie și transmit energie către voi, energie pozitivă, te rog, subscribe, like, comment, dă informația mai departe. Sper că ți-a plăcut. Sper că această scurtă demonstrație că banii sunt sunt ca o undă și uh, ai văzut acum cum se cum se transmite energia și să se transmită și mai departe. Dă informația, subscribe pe episodul următor. Ne auzim! Pa, pa!